Bună dimineața! Adică este deja ora prânzului aici la noi, dar ne-am trezit foarte târziu și am decis să facem un om de zăpadă. Aici deja băieții s-au apucat de treabă. Ninge tare și am zis să ieșim. Da, mami! Și am zis să ieșim acum afară până când nu vine frigul foarte, foarte tare. Și să vă arăt și vouă cum ne distrăm noi acum pe timpul ăsta. Nu vă sperați de mine. Am schimbat căciula. Haideți! Deci, bineînțeles că omul nostru de zăpadă are o pălărie de vară, o eșarfă. E primul om de zăpadă făcut în viața mea. Niciodată nu am mai făcut un om de zăpadă și tare mândră și fericită. Adică, cred că m-am bucurat mai tare eu decât Cezare. Și pentru Esteban e prima dată. Anche per te la prima volta, vero? Come? E la prima volta che fai... First time. Aici v-am spus, ninge foarte fain. Acum am ajuns să ne plimbăm puțin pe străduța noastră. Nu vă uitați, la noi e foarte multe chestii aruncate, dar facem o mică renovare și trebuie să aruncăm tot. Uitați cât e de frumos. Ador, ador, ador. Și voiam să vă arăt că din nou soțul meu este la modă, mai ales cu pungile acestea în picioare. Deci, asta este opțiune când nu ai papuși de iarnă, ai doar Adidas, îți pui niște pungi în picioare și nu te uzi la picioare, nu ți-e frig. Nu o să-i bani ai piedii, vero? O munci la viena fie pe la... Si, come no, de la in magazin. Si? Cezare, îți place mami? Da. Da? Da. No, bine. Dar ia arată că acum ce mănuși frumoase ai. Ia arată mănușa mami, guanti. Ia arată guanti. Wow!
Mami, ce e, papi? Slănină? Esteban, în momentul ăsta, iubea o cafea, el bea mate. E tipic argentin. Justo, e tipic argentin. E un fel de ceai care îl bea cu paiul. În schimb, haideți să vă arăt ceva. Au! Aici avem una bucată cățel care doarme. Și aici avem una bucată copil care doarme. Vă dați seama cât am stat astăzi în zăpadă? E obosit. Iubire. În sfârșit, mi-am făcut duș, m-am pieptănat, m-am îmbrăcat echipată de casă. Și acum servesc o cafea bună. Astăzi ne-am distrat super tare afară. Foarte fain a fost, chiar dacă am zis, a fost fain. Ați văzut, o să vedeți în video, că am curățat după ce am ieșit, pentru că am ieșit, ne-am trezit târziu, am ieșit repede afară, pentru că deja la ora asta e foarte frig. Am ieșit afară, ne-am mușcat și după când ne-am întors, am făcut curățenie, ori așa înainte de weekend, pentru că eu curățenia general o fac după weekend, pentru că în weekend vreau să stăm relaxați, adică nu mă apuc să fac sâmbăta curățenie, fac luni sau marți dimineața. Deci are mai este. Ați văzut ce fain mi-a crescut părul mare, nu mai tund. Hai, lăsați-mă opinie, ce ziceți, să-l mai tund sau nu? Bună ziua! Bună dimineața! Da, mami. Nu, nu vreți să te filmezi. Dragii mei, acesta a fost videoul de astăzi. Nu mai filmez, chiar dacă aș putea să vă mai filmez cine, dar prefer să editez acest video și să stau după cu Cezare să ne jucăm. Ne vedem mâine. Nu uitați să vă înscriți la canal. Vă mulțumesc pentru că vă uitați la aceste videouri. Sper să vă placă. Vă pup! Pa!